The clock will hold in 3, 2, 1, mark. There's an unplanned hold that one of the engines didn't get the high accuracy temperature that they were looking for. Acesta a fost motivul pentru care inginera Charlie Blackwell Thompson, directorul de lansare al programului de explorare a solurilor de la NASA, a anunțat amânarea misiunii. Unul dintre motoare e avariat, dar configurația rachetei nu e afectată, au comunicat imediat inginerii de la NASA. We're standing by for a go-forward plan. La minutul 40, numărătoarea invers a fost oprită, a scris pe Facebook cosmonautul Dumitru Prunariu, la scurt timp de la decizia NASA. Prezent în Florida, la Centrul Spațial Kennedy, cosmonautul român a explicat că nu a fost găsită o soluție de remediere a scurgerilor de hidrogen, iar fereastra de timp pentru lansarea rachetei către lună s-a închis, iar o altă încercare s-ar putea face pe 2 sau 5 septembrie sau chiar peste câteva luni. Americanii vor să se reîntoarcă pe lună după mai bine de o jumătate de secol. La misiunea istorică a NASA participă și Agenția Spațială Europeană. Misiunea Artemis ar urma să se afle în spațiu aproximativ 6 săptămâni, fără echipaj uman, dar cu 3 manechine la bord, 2 femei și un bărbat, toți echipați cu senzori care să măsoare nivelul de radiații și alți factori care ar putea influența corpul uman. Fizicienii de la NASA vor urmări cum se comportă în spațiu racheta Space Launch System și capsula Orion, cel mai puternic sistem spațial dezvoltat vreodată de Statele Unite. NASA dorește ca în 2025 să aselenizeze pe suprafața Lunii fie un astronaut de culoare, fie un astronaut și o femeie, o femeie astronaut. Asta este planul, să avem prima femeie pe suprafața Lunii. That this is a purposeful stress test of the Orion spacecraft and the Space Launch System rocket. It is a new creation. This is a very risky mission. We have, I'll say, simple but aggressive objectives. Capsula Orion va fi propulsată până la lună și chiar la 64.000 de kilometri mai departe. La o asemenea distanță nu a ajuns până acum niciun vehicul spațial care poate transporta echipaj uman. La revenirea în atmosfera terestră, scutul termic va trebui să suporte o viteză de aproape 40.000 de kilometri pe oră și o temperatură pe jumătate la fel de caldă ca suprafața Soarelui.